Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft single player, unde astăzi o să mai facem noi niște chestii. Și da, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și subscribe și pe clopoțel. Și o să mă trec eu pe first person. Ok, am revenit. Haideți să mergem acasă pentru că vreau să fac eu niște chestii, adică în episodul de azi o să mergem să căutăm Woodlet Manshaft. Ați auzit bine? Haideți să ne culcăm în caz că nu știați. Putem să ne culcăm și când plouă. Dacă vă întrebați de unde am golden apple-ul acesta, l-am primit de la un spawner când am mai mers eu în aventure. Și ia uitați ce avem. Da, mi l-am făcut. Putem să mai facem. Nu prea mai am lemn, asta e problema. Unde mi-am pus eu niște găleți? Da, ne facem unele dacă mai avem iron. În fine, așa, haideți să facem un armor stand. De ce nu? N-ar mai trebui. Măcar așa ne mai golim, că ne punem chesturile. Asta, armura. Unde aveam eu slab-uri din alea? Stone slab. Uitați. Aici... Fain, frumos, mergem pe crafting. Armor stand. Nu-l mai punem aici sus, o să-l punem jos. Da. Cred că astăzi, mai târziu, o să apare o nouă serie pe canal. O să vedem. Și acum, haide să ne mai luăm armură. Deci... pantalonii ăștia. Pantalonii ăia nu-i mai luăm. Atât de puțină armură? A, nu, mai avem și aici. O luăm pe cea de gold. Jos mai avem ceva? Nu mai avem. Ok. În casă nu știați. Uitați, punem noi... ce să-i punem în mână? Îi punem un din ăsta. Acum, haideți să punem casca. Așa, e aranjat frumos. Pantalon de diamant. Mamă. Așa, haideți să ne culcăm dacă e ploaie. Ce? Parcă știam că poți să te culci când era ploaie. În fine, haideți să-mi iau și o harta, dar nu o am aici, către Woodlet Manshaft. Mamă, sper să avem armură bună, pentru că vindicatorii și magicianii ăia, nu știu cum se numeau, sunt puternici. Nu o am aici. Nu știu, cred că fratele meu avea, nu mai sunt sigur, după cum vedeți aici am mai pus încă un abonat. Am zis să mai punem și noi abonați, măcar la care le mai știu numele, care scriu în comentarii. Ok, haideți să vedem. Harta. Unde e harta? Harta? Vedeți, wow, harta pe aici? Nu văd nimic. Nu. Nu. Da, aici? Da, uitați-vă aici. Bine seara. Cred că o să mă culc. O să mă culc. Și pornim la aventură. Cred că o să spunem noi, uitați-vă. Da, eu nu prea văd
geaca mea dacă se duce bine, dar în... Văd foarte puțin. Dacă merg așa, așa e bine. Este foarte greu de găsit. Nu știu dacă putem să-l găsim. Sper să-l găsim. Sper din tot sufletul meu să-l găsim. Poate voi vedeți mai bine, eu nu știu. Cred că nu se vede nici la voi mai bine. Eu de-abia ce văd harta. Dar mai bine așa, pentru că chiar dacă nu vezi, mergi în față. Și poate găsim un totem din ăla, nu știu cum se numește. Totem on time. Ar fi bun ăla. Deci vă dați seama cât de puternici am devenit. Așa. Ok. E departe, n-am ce să zic. Și noi suntem departe de el. E într-o junglă din aia. Într-o pădure, cred. Da, în pădure e el. Și e foarte rar de găsit. Poate luăm și ciupercute. Lucky block. Mai bine nu-l facem. Poate munim și trebuie să luăm totul de la capăt. Și episodul ăsta se placă cam mult. Adică nu facem chestii și mergem doar. O să rem eu. Ok. Am revenit, deci suntem aici. Nu sunt pe la floră. Ok, am ajuns pe câmpia asta. Frumos! Nu ce să zic. Ia stai să stăm noi pe loc. Câmpia asta sunt de drăguță după părerea mea. Nu uitați să mai apăsați încă o dată pe butonul și de like. Dacă sunteți noi pe canal, da și pe subscribe. Mamă, îmi place foarte mult. Nu ce să zic. Da. Acum o să ne iau 1.000.000 de ani. Cred că următorul episod o să-l caut eu toată ziua. Și am ajuns în paita. Un sat. What? Sat? Vă regăsim o fierărie. Ia ce e. Ok. Ok, bule. Puneți-mi că e o fierărie. Cred că l-am explorat eu. Nu sunt sigur. Fierărie. Eu mereu când găsesc un sat, fierăria e primul lucru. Un căluț acolo. Și la un nasol. Mai ce cai frumos sunt aici. Și am ajuns în taiga. Vă place taiga? Enderman. Îmi place aventura, n-am ce să zic. Foarte frumos. Deci, un episod ca ăsta nu am avut pe canal, cred că niciodată n-am avut. Cu cât am explorat de frumos. Da,
Nu-mi place. Ok. Ok. Cred că aici ne oprim cu un episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!